suntem la al treilea meeting. Ne aflăm la un protest pe Valea Sohodolului, chiar într-o zonă unde se poate observa cu ochiul liber intervenția omului asupra naturii și trebuie să conștientizăm cu toții importanța faptului că aceste păduri ar trebui să rămână la locul lor și poate în următoarea perioadă legislativă vom sensibiliza viitorii parlamentari de Gorj ca să modifice legislația și se și spune că pădurea este aurul nostru verde. Din păcate exportăm foarte mult aur verde, de aceea toți parlamentarii de Gorj ar trebui să-și dea mâna și să modifice legislația astfel încât să avem cel puțin o perioadă de 10 ani fără defrișări și fără exporturi de masă lemnoasă.